Ce faci? Uite ce să fac, încercam să filmez câte ceva pentru YouTube. Tu? Acum? La cafea? Păi nu știu, cât e ceasul? Ok. Bine, haide că mă fac și eu, nu știu, fac ceva la păr, că mi s-a îngrășat la naiba. Și te sun când sunt gata, să trebuie să mă iei? Hai că machiată să nu durează mult, că ți-ai zis că filmam, ce mai bine. Bine. Hai, vorbim, te pup, pa! Bună, dragii mei! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă vorbesc despre ajutorul meu de nădejde, care îmi împrospătează părul în câteva minute. Eu am părul foarte gras. Ca idee, m-am spălat sâmbătă seara și astăzi este luni dimineață, iar părul meu deja arată inestetic. Și prietena mea tocmai ce m-a invitat la cafea. Mi-e tare dor de ea, așa că trebuie să-i accept invitația. Dar nu mă pot duce cu părul ăsta, corect? Corect. Și atunci, ce să facem? Îmi dau buricelul acesta jos. Și încerc să mi-l împrospătez. Am aici, cine mai dorește, cine mai poftește, am aici variante ale șamponului uscat. Șamponul uscat este un ajutor de nădejde pentru mine, care mă confrunt cu această problemă. Dar nu numai. Eu am să aleg astăzi varianta Dry Shampoo XXL Volume, care îmi va ajuta părul să aibă și un pic de volum. Îl agităm bine, bine, bine. Vă arăt cum se folosește corect și ce efecte veți obține. Este clar că părul meu e total lipsit de volum. Și după aceea am să vă mai povestesc câte ceva despre celelalte variante. Se agită bine și se aplică de la o distanță cam de 30 de centimetri. Sper să numeresc pe cărare. Da? Nu vă speriați, chiar dacă este alb, ăsta e scopul, e de fapt o pudră parfumată care va ajuta părul să nu mai arate așa lucios, deci va absorbi cumva excesul de sebum de la rădăcină, însă acesta în plus îi va da și ceva volum. Are o textură așa un picuț mai defixativ, adică va lăsa rădăcina părului un picuț mai țepoasă, așa, mai fermă. Da, altfel n-avea cum să își păstreze efectul de volum. Clar. Ideea este în felul următor. Eu am nevoie să-mi prospătez și să am și un pic de volum, așa că pe toată porțiunea asta până deasupra urechii voi aplica fixativ. Am să aplic un pic și aici pe calotă. Da? Așa. După care voi masa puțin, astfel încât sebumul să fie absorbit și să dispară și efectul acela alb al șamponului, al pudrei, cu degetele, da, până când se texturează și simt rădăcinile un picuț mai tari, un picuț mai sărmoase, așa, ca și cum aș fi pus fixativ. Ceva de gen. Așa. După care fiertăm puțin. Ei bine, ce părere aveți? Eu cred că sunt gata de plecare. În ceea ce mă privește, părul cu siguranță nu mai este atât de lucios de la excesul de sebum.
Și zic că l-am texturat frumos. Dacă simt nevoia, pot să mai vin cu puțin șampon uscat. Eu am primit aceste două variante de la Baz Store, pentru că m-am înscris în campania lor de testare a șampoanelor Batiste. Având părul destul de gras, evident că sunt de mare ajutor. Motiv pentru care eu am acasă și varianta colorată pentru păr brunet și deep brown și castaneu închis, dar și varianta tropical. Deci, cum vă spuneam, varianta XXL este preferata mea, pentru că având părul rar, foarte fin, fără volum și când se îngrașă, arată îngrozitor, are nevoie de texturare, neapărat această variantă. Îmi place și varianta Sherry, și pe asta am primit totul de la Baz Store. Miroase super, super, super fructat și super fresh. Această variantă, să știți că o aleg când, de exemplu, am venit acasă de la o cafenea sau de undeva unde se fumează și este fum și vin cu părul îmbuxit și cu... Sau a stat o zi întreagă în bucătărie și trebuie seara să plecați și nu mai aveți timp să vă spălați părul sau să îl împrospătați. Este o super variantă să vi-l împrospătați cu acest șampon uscat. La fel și varianta tropical. Varianta tropical miroase a cocos. Ah, ce îmi place! Îmi place la nebunie cum miroase cocosul. Și oricum, de exemplu, la saloane, majoritatea produselor profesionale miroase a cocos. Așa că ăsta mă duce cel mai aproape acolo de o împrospătare a părului la salon. Totodată mi se pare că cel tropical are cea mai albă pudră, nu știu, se vede cel mai mult când aplic, evident, după ce masez, nu mai este cazul, dar îmi place foarte mult cum miroase, împrospătează imediat, îmi place că se păstrează mirosul în păr, la nebunie. Și varianta aceasta colorată au și pentru păr blond, blond light, nu știu cum se cheamă. În fine, n-am fost niciodată blond, așa că nu știu cum e. Și tot așa texturează puțin părul, nu-i dă volum cum îi dă XXL, dar texturează puțin părul. Miroase foarte bine, foarte bine. Nici nu știu să zic ce miroase, dar e un miros foarte fin. Și texturează părul și adaugă și un pic de culoare, adică pudra nu este albă, este ușor colorată. Ei bine, acum eu sunt gata, mă duc să verific dacă mai am ruș pe buze și plec la cafea cu prietena mea. Ia spune, nu înainte de a-ți spune că am și pentru tine 3 premii formate dintr-un mini șampon XXL Volume, cel care este preferatul meu. Tot ce trebuie să faci este să îmi urmărești canalul de YouTube, să-ți faci cont pe Baz Store, urmând linkul pe care eu îl voi lăsa în descriere. Atât pentru astăzi, te pup, abia aștept să văd răspunsurile tale și ne vedem la următorul videoclip. Te pup, pa!